A început procesul Simonei Halep la Lozan, în Elveția. A fost la numărul 1 mondial în tenisul feminin, încearcă să anuleze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pedeapsa de 4 ani primită pentru dopaj. Este apărată în fața judecătorilor de un celebru avocat american care a reușit să scurteze tot la TAS pedepsele pentru dopaj primite de Maria Sharapova sau de Lucian Bute. Ce le vei spune judecătorilor? Ce mesaje pentru susținătorii tăi? Cu un zâmbet reținut, dar optimistă, așa s-a prezentat Simona Halep dimineața la ușile Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lozan. Mulțumesc! Mai multe cutii cu documente au fost aduse imediat după sosirea lui Halep, care e apărată printre alții de Howard Jacobs, un cunoscut avocat american. În trecut, el a reușit să-i reducă pedeapsa fostului pugilist Lucian Bute, dar și Mariei Sharapova, implicat și ei în cazuri de dopaj. Înainte de a ajunge în fața judecătorilor TAS, Halep și-a făcut și un selfie în interiorul tribunalului. Însoțită de cei trei apărători, un român și doi americani, dar și de fratele său, Simona Halep a pus pe masa arbitrilor toate probele pe care le are în încercarea de a-și demonstra nevinovăția și de a-și reduce pedeapsa de 4 ani primită la Londra. Completul de judecată este format din 3 judecători aleși de câte una dintre părțile implicate. TAS a selectat-o pe australiana Annabel Bennett, o fostă avocată cu studii de biochimie, care este președinta completului. Apărarea Simonei l-a ales pe Jeffrey Benz, fost patinator american, care a analizat recent și cazul de dopaj al patinatoarei ruse Camila Valieva, care a primit în final o suspendare de 4 ani. Iar acuzarea, adică Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis, l-a ales pe germanul Ulrich Haas, cu multă experiență în dopingul din sport. El a făcut parte dintr-o comisie care a anchetat dopajul în ciclism, inclusiv pe Lance Armstrong. Audierile au început așadar la Lozan cu pledoariile de deschidere ale părților, urmate de depozițiile martorilor și ale experților. În fața judecătorilor va apărea inclusiv fostul antrenor al Simonei, Patrick Muratoglu, a cărui echipă i-a administrat suplimentul contaminat. Vineri, în cea de-a treia zi a procesului, vor avea loc susținerile orale de încheiere, iar audierile sunt așteptate să se finalizeze în jurul orei 16:30 ora României. Fostul mare tenismen Ion Țiriac nu este deloc optimist. Mă îndoiesc că fac foarte mult tasul, pentru că în general nu fac, au hotărât ăia care știu ce au hotărât. A făcut o singură greșeală Simona Halep. De la început n-a spus, vă rog să-i luați pe oamenii care au grijă de mine, nu pe mine, de-aia îi plătesc. Halep e suspendată până în octombrie 2026 și ia în calcul să se retragă dacă va fi păstrată decizia inițială. Ea a fost sancționată pentru 2 încălcări separate ale programului antidoping din tenis. Prezența și uzul substanței roxadustat în mostra de urină colectată în urma unui test antidoping efectuat la US Open 2022, dar și pentru neregularități în pașaportul său biologic.